Dragi rădăuțeni, ne apropiem cu pași repezi de finele anului, un an cu provocări multiple la care cu toți am fost supuși. Însă cel mai important aspect este că le-am făcut față împreună ca o adevărată comunitate. Este timpul să luăm o pauză de la zbuciumul societății și să ne bucurăm de tot ce înseamnă magia Crăciunului. Îmi aduc aminte, copil fiind de zarva din casa părintească, unde bunica și mama nu conteneau a prepara bucatele mesei de Crăciun. Era o bucurie pe care nu o pot exprima în cuvinte, dar care îmi dă emoții în fiecare an. Este poate cel mai frumos și mai așteptat moment din an, pentru că este despre noi și cei dragi. Este despre emoția simplă și firească de a împărtăși, de a oferi și de a primi bucurie. Din păcate, în goana zilnică printre probleme, uităm uneori care sunt lucrurile ce contează cu adevărat în viață. Vă doresc un Crăciun fericit și un an nou mai bun, de care să vă bucurați în compania celor dragi vouă.